Distinsă doamnă, exclus. Vreau să văd pe cei care au făcut asta și să se demonstreze și eu sunt primul om care chem DNA-ul, parchetul general și DICOT. Am luptat 7 ani de zile, plus în stradă, plus în studio de televiziune, tocmai ca să anulăm astfel de praști. Dacă cineva din Partidul Național Liberal a făcut așa ceva, îi rog să nu mai vorbească public ca televizorul pe cei din PSD, să ne dea datele și eu mă duc și chem procurorii DNA, DICOT și parchetul general să năvălească direct și o să cer arestarea ăluia înainte de orice. Dar să văd că se întâmplă așa ceva, că acuzații pot să lansez fără acoperire. Deocamdată știu că bugetele publice au fost jefuite de PSD și infrastructura României, spitalicească sau rutieră, feroviară sau aeronautică, a fost afectată tocmai de lipsa investițiilor din cauza acestor practici pe care timp de 22 de ani, cât a fost Partidul Social Democrat în diverse forme la putere, le-au făcut în România. Deci asta este marea problemă. Acum, faptul că dânsii vin cu acuzații pentru că încearcă să se catere pe un val. Da, este adevărat. Oamenii, în urmă cu 3 luni și jumătate, aveau o susținere pentru reglementările fixate de, sau 3 luni, de președintele României pe data de 11 martie, de 94%. Următoarea stare de urgență la 30 de zile, în aprilie, a mai avut susținerea 68% din populație. Iar în momentul în care s-a trecut de la stare de urgență la stare de alertă, susținerea a fost de doar 48%, iar în momentul ăsta, susținere pentru restricții impuse de către guvern sau de către președinte, de către autorități, sunt sub 40%, undeva la 36-38% potrivit cercetărilor. Cu toate astea, președintele și Partidul Național Liberal își asumă să ia o măsură care are o impopularitate de cel puțin 2-3 din România. Corect, ar fi fost mai simplu pentru voi liberalii să mergeți pe o variantă de relaxare totală, vă iubea toată lumea de la bombardier până la oamenii care au stat în case și aia era. Și atunci poate că, știi că circulă pe internet tot felul de meme-uri, cât o să mai țină starea de alertă, până când mai vinde tătarul câteva măști. E o glumă proastă, ar considera domnul Tătaru, care a și fost prezent acum, aici la Gândul Live. Haideți să vă spun ceva. Domnul Tătaru este membru, are, soția dânsului are o mică farmacie în orașul Bârlad. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost în Bârlad sau cei care ne urmăresc. Bârlad e un oraș de 30.000. Public, nu de percepția da, mea. Eu, cred că trebuie să existe în continuare stare de alertă într-o Românie care habar n-are să se organizeze în situații de genul ăsta, că nu știm. Eu sunt în momentul ăsta la Viena, venind cu mașina 1200 de kilometri de la Bruxelles. La Bruxelles, eu în Bruxelles, cum n-am crezut că îl văd vreodată, unde regulile sunt extrem de stricte. Nu poți intra niciun spațiu public fără mască de protecție, nu poți intra în magazine, restaurante, nu poți intra în taxiuri decât cu mască de protecție și maxim 2 persoane. În lifturile uriașe de la Palatul Parlamentului, lifturi de 16 persoane, avem voie doar 2 persoane să circulăm în lift. Iar regulile sunt foarte dure, mergând la amenzi, dacă intri într-o benzinărie, într-o cafenea și nu poți mască de protecție, automat poți să primești 250 de euro amendă pe loc, fără niciun comentariu. Iar în benzinării din Ungaria încoace m-am dus cu mașina până la Bruxelles duminică, am plecat foarte devreme, am făcut 26 de ore și în benzinării, nu am putut intra nici în Ungaria, nici în Austria, nici în Olanda, nici în Belgia, nici în Germania, în benzinării, decât cu mască de protecție. De 2 ori am greșit și am intrat și am fost luat pe sus și scos afară din benzinărie, nu doar de către vânzători, ci de către oamenii ceilalți, de către ceilalți participanți la trafic care erau ca mine să-și alimenteze mașina sau să ia o cafea. Deci regulile sunt extrem de clare în Europa. Noi, românii, întotdeauna ne place să fim altfel. Poate de asta arată așa țara, pentru că n-am învățat să respectăm reguli, pentru că nu avem rigurozitate și pentru că politicienii populiști de tipul celor socialiști din România se cațără pe astfel de atitudini. Sigur că oamenii nu mai pot. Sigur că oamenii și-au pierdut răbdarea. Sigur că după 3 luni de zile de izolare au apărut o mulțime de probleme. Dar ce vrem? Să îmbolnăvim populația? Preferăm să pierdem alegerile, preferăm să pierdem politic, să pierdem procente electorale, dar nu vom risca sănătatea românilor cu niciun chip.